Hai, da, bună chiar și ziua. 30 aprilie 2024 se închide luna asta. Acum dracu se închide, se închide că n-avem niciun câștig pe grupul privat de WhatsApp. Avem însă o cotă verde aici pe canal, îmbucurătoare și încurajatoare. Ce vă ofer eu astăzi pe canal? O nouă treabă tot cu încurajări, tot cu avânt, tot cu tupeu. O cotă de 342.05. E formată numai din bombe totale, cote de 2 și așa mai departe. 8 evenimente, cu primul dându-și startul diseară la 5, 17, următorul de la 20 își dă împlinirea și startul. E un bilet așa, cu adunături maxime. Vedem ce se petrece cu acesta pe ziua de astăzi. L-am pus și eu cu 2,80 lei. Cred că sunt 1100 de lei. Dă, Doamne, ar fi minunat acum de Sfintele Sărbători Pascale, în săptămâna cea grea, mare, să ne vină o minune din partea lui Domnul Iisus. Dacă tot e pe acolo să facă minuni, păi să facă și cu noi. Mă rog, la cerurile sfinte să ne dea ce ne dă, dar să fie cu mult verde. Ce o să se întâmple în astea 6 zile de vacanță, cum ar veni, din 1 mai încolo? Administrați-vă conturile cu bani, puneți acolo dolarii, din card, pe toți, faceți depuneri din agenții, pentru că voi încerca, dacă ficățelul mă ajută să mă trezesc la timp, să vă ofer 6 zile la rând unul dintre biletele canalului, probabil pe ăla cu 13 meciuri, sirop, unul dintre ele, ceva așa, nici prea mare, nici prea mic, dar mai la sigur, 13 meciuri din venirea mormanului, biletul sirop, unul dintre cele 6 oferite în fiecare zi pe grupul meu privat de WhatsApp, unde de altfel, dacă vă face plăcere să încercăm chestii grele, complicate, vă invit. Vă invit pe grupul ăsta privat de WhatsApp să jucăm la 6 capete zi de zi, 6 bilete de mente, le știți prea bine de atâta timp de când vă povestesc despre ele. Dacă vreți să le jucăm împreună cu 2 lei pariați pe fiecare în fiecare zi, dați-mi de veste la 0745 70 80 08. Luați un creionaș, un pixuleț și să procedem spre bilețelul acestei ultime zile, ultime zi de aprilie 2024. Ultima zi de aprilie din acest an, se închide o etapă importantă în viața noastră și începe frumosul mai. Acel mai care pare să fie cu legendă în ceea ce mă privește, pentru că am avut în 2022 o cotă de 1247 parcă, sau 1246, 1200, nu mai știu cât a fost. 1200 în mod cert. Pe urmă, mai 2023, anul trecut, o cotă verde pe 13 mai anul trecut de 1347, da. Deci s-au învârtit cotele mari în jurul acestei luni. Vă amintiți, anul trecut aveam cotele alea din 8 meciuri, 8 câștiguri, în total 8 câștiguri pe luna mai 2023. Unde dracu mai vedem noi așa ceva? În ce vrie, în ce avânt au fost anul trecut și cât de prost și nasol merg anul ăsta? E drept că am renunțat la cererea băieților din grup, la variantele cu 8 meciuri, poate nu e cea mai bună idee. Am fost ieri să-mi depun aici la gara de nord, în agenția Superbet din gara, niște dolari pe cont, da? Am băgat niște bănuți și mă uitam la un nene, așa, razant, în fața mea, care își pusese un bilet cu vreo 6 meciuri, un 50 de lei pariați pe biletul ăla. Stăteam așa, băi, am tabelul ăsta acasă, am programelul ăsta, urmăresc sursele astea, de ce dracu nu generez o variantă și mai scurtă decât alea cu 8 meciuri, un 6 meciuri, un 5 meciuri și de ce nu pun eu un 50 de lei pe o astfel de variantă, măcar o perioadă așa, câteva zile, câteva, când mă duce bugetul, buget pe care nu-l mai am zilele astea, de la atâtea pierderi în lanț din toamnă încoace, dar mă gândeam așa, visător, și ar fi dacă ar fi. Nu mi-ar sta mie bine cu o variantă cu 5 sau 6 meciuri din tot ce produc eu în tabelul ăsta răz de ochiat, a început să plouă iarăși. Să bag un 50 de lei pe așa ceva, eventual să prezint biletul și pe canal, nu știu prin ce minune, măcar în weekend, că în timpul săptămânii, iată, suntem la muncile câmpului. Stăteam așa și mă tăia pe diagonală niște gânduri.
de ce nu, cu o sumă mai mare, o cotă mai așa, să faci acolo niște sute de lei. Dă amandine, dă savarine, dă ce-ți place. Dar abonamentul la STB, nu știu, ceva de genul. Vom vedea ce vom făcea. 342.05, cotă totală fatală pentru azi, din partea mea pentru voi, aici pe canalul de YouTube. Dacă vă place, luați linkul de YouTube și distribuiți-l și voi pe la prieteni. Poate cineva se lipește de această minunăție de producție. 8 evenimente, primul la 5, da? Hai să zicem. Hai să zicem că a început să plouă și mă face ca dracu, mă face cu... Aoleu, mamă. Abălică, mămică. Plouă chiar rău. Anglia Amatori Professional Development League, da? Liga Profesională de Dezvoltare. Anglia Amatori Professional Development League ne propune Hull City. Hull City Under 21, U21, tinerețul 21 de ani, versus Ipswich Town Under 21, U21. Mergem pe Ipswich Town, U21, mergem pe echipa oaspete, doi soliști punem în acest minunat meci, că se va întâmpla, o victorie de oaspeți. După chestia asta, poposim direct în Suedia, sub Perettan, la meciul ăsta de la 8, fix, seara asta, după ăsta care începe la 17, mergem la unul care începe la 20. Hövde sau Skövde, cum sunt notați în aplicații, Skövde AIK, Hövde, cum pronunță ei, Hövde AIK, AIK, se vor duela cu Odevold. N-am mai stat să caut cum se pronunță Odevold în suedeză, dar pe aceștia mergem, pe oaspeții lui Dumnezeu, un alt doi solist și o cotă de doi pentru victoria oaspeților. Odevold. Dar cum se pronunță Odevold? Se pronunță Odevold. Pe suedeză, pe scandinavă, pe pula în cur. Iertați să-mi fie, n-am mai stat să fac research pentru cum se pronunță Odevold. Dar câștigă oaspeții, aceștia vor câștiga cică, dacă și cu parcă. Luați ponturile astea așa cum sunt ele, periculoase, negarantate, și jucați responsabil întotdeauna, pentru că e pericol de electrocutare. Ca de fiecare dată din partea mea cu aceste pronosticuri demente. Sunt încercările mele, vi le ofer și vouă, ne distrăm împreună. Africa de Sud Premier League, iată că intră și aceștia pe biletul nostru de astăzi, cu Cape Town Spurs, Cape Town Spurs, împotriva celor de la Polokwane City. Câștigă Polokwane City, câștigă oaspeții, un al treilea doi solist, un ultim doi solist pur curat pe biletul de astăzi, Polokwane City, câștigă meciul lucru din Africa de Sud Premier League. Ne băgăm la două treburi din Anglia, Northern Premier League, Premier Division, faza de play-off, Northern Premier League, Premier Division. Ne băgăm la două evenimentuțe de aici și la plimbarea limbii prin pizdă sau prin găvază. Macclesfield se vor duela cu Worksop Town și punem unul solist pe bilețel. Câștigă Macclesfield, câștigă gazdele, și tot o victorie de gazde și la tăvăleala dintre Marine și Warrington Rylands. Mamă Doamne, tot unul solist și în meciul ăsta, câștigă Marine câștigă meciul, Macclesfield câștigă meciul. Ăștia doi și cam atitica. Unde mai intrăm cu pula în pizdă? În Portugalia, Liga a doua, la Passos de Ferreira. Passos de Ferreira împotriva celor de la AVS. Punem pe bilețucul magic PSFX. Pauză sau final egal, ne bazăm că va fi egalitate fie la pauză, fie la final de confruntare. Passos de Ferreira versus AVS în Portugalia, Liga a doua. De unde am luat eu pontul? Pontul original este X final, da? Nu mă bag la așa ceva, am pus și eu PSFX. Mai blânduț, o cotă de 1.67 versus una de 3. Voi faceți cum vreți pe bilețelul dumneavoastră. Și mai am încă două meciuri să vă dau. Unul este, penultimul din bilet, este din Anglia. Championship, Coventry City se duelează cu
Ipswich Town, ăia mari, da? ăia de seniori, ăia maturii, ăia dezvoltații, nu subdezvoltații, cum începusem cu liga de dezvoltare la început, Ipswich Town Under 21. Ei, acum, uite că îi avem și pe aia principalii pe bilet. Anglia Championship. Dacă suși pula, iară se vorbește foarte tare, mai tare decât mine pe această alee, ceea ce este chiar interzis. Nu se poate așa ceva. Dar nu se poate! Coventry City se vor duela cu Ipswich Town și punem pe bilețel ceva foarte picant și neobișnuit pentru bilețelele mele. 2 și peste 2,5. 2 solist și peste 2,5 în meci. Adică vor câștiga Ipswich Town, oaspeții, și se vor marca cel puțin 3 goluri în toată tăvăleala. Poate avem baftă și se întâmplă chiar așa. Vreți pe grupul meu privat de WhatsApp să jucăm împreună 6 bilete zi de zi? Dați-mi de veste pe numărul de telefon 0745 70 80 08. Bă. Ne auzim acolo. Coventry City versus Ipswich Town, 2 solist și 3+, 2 și 3+, și închidem pe cai foarte mari în UEFA, Liga Campionilor, fotbalul mare. Te ștergi fără hârtie igienică la găoază. La Bayern Munich au mare luptă cu Real Madrid. Punem pe bilețuc un alt pont neobișnuit pentru ceea ce dau eu de obicei aici și pe canal, GG și peste 2,5. Ambele echipe vor marca și se vor da cel puțin 3 goluri în tot meciul, da? Să termină cum să termină, dar să se dea 3 boabe și să marcheze ambele echipe. 1-2, 2-1, 3-1, 4-1, 4-4, 2-2, orice. Dar să se dea 3 goluri și să dea ambele echipe cât o boabă. Bayern Munich versus Real Madrid, GG și 3+. Acesta este bilețucul, l-am iscălit, l-am prezentat, ploaia îl va face mare, m-a plouat de m-a găsit. Vă urez un final de aprilie ravisant și emoționant. Ne pregătim de mini-vacanța asta, care sper să fie de bun augur și poate cu niște câștiguri. Vom sta poate mai focusat un pic pe ele. Dacă sunteți aici pe canal și în zilele următoare, veți vedea că voi încerca să vă dau ba sirop, ba cheia, ba să vedem ce îndrugăm. Dacă mă trezesc la timp și nu dorm pe mine până la 3 după amiaza. Sunt foarte obosit, așa este, așa este. Vom vedea ce se va întâmpla. Dacă tot e vacanță, zic că și stați pe acasă și nu plecați în sejururi în jurul lumii. Poate vom conlucra împreună, ca să fac un pleonasm, niște bilete senzaționale. Voi încerca să vă dau sirop, poate venirea normală, ziceți și voi în comentarii ce v-ar tenta. Biletul cu 10 meciuri cheia, biletul cu 13 meciuri din venirea mormanului sirop, sau chiar venirea mormanului, biletul la cel mai lung, 6 zile la rând să vă dau venirea mormanului. Ce poftiți, ce doriți. Voi face acest efort pentru dumneavoastră, publicul meu. Dacă chiar vă place ce se întâmplă aici și așa, băgați-mi și mie un like și ne vedem și mâine. Cu sănătate și iubire, petrecere maximă, pa, pa!